Contrabanda cu țigări a crescut în luna ianuarie 2023 până la 8,1% din totalul consumului, comparativ cu 6,8% cât era în noiembrie 2022. Potrivit unui comunicat al companiei de cercetare Novel, aceasta este cea mai mare creștere din ultimii 2 ani. Cea mai mare creștere a contrabandei se înregistrează în Nord-Est. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, categoria duty-free deține cea mai mare pondere în ianuarie 2023 de 40%, aflându-se în creștere cu 1,3 față de noiembrie 2022. Traficul ilicit prejudiciază economia și dezvoltarea comunităților cu atât mai mult în contextul dificil cu care ne confruntăm în perioada recentă. Fenomenul de contrafacere a devenit extrem de îngrijorător, datele din 2022 arătând că aproape un sfert dintre produsele de pe piața neagră erau contrafăcute, un nivel record al ultimilor 10 ani. Anul acesta a început cu o creștere cu circa 19% a nivelului contrabandei față de nivelul anterior, până la 8,1% din piața totală și încă o fabrică ilegală găsită în România, a declarat Ileana Dumitru, director juridic și relații publice al Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT. Conform acesteia, în primele 2 luni ale anului curent, autoritățile au confiscat deja circa 13 milioane de țigarete de contrabandă, de 3 ori mai mult față de perioada similară a anului trecut. Inspectorul general al Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, a spus că doar în primele 2 luni ale acestui an au fost capturate 630.000 de pachete și 10.000 de kilograme de tutun. De asemenea, au fost destructurate 5 grupări de crimă organizată specializate în contrabandă. Vom continua și în următoarele luni să desfășurăm acțiuni susținute pentru a menține comerțul ilegal cu țigarete la sub 10%, a spus Victor Ștefan Ivașcu. Directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Aurel Dobre, spune că în 2022 au fost înregistrate 782 de dosare penale vizând contrabanda cu țigări, în care sunt cercetate 1.045 de persoane. În 2021, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 19,85 miliarde de lei, în creștere cu 13% față de 2020.